Delia s-a întors din Anglia. A fost foarte puțin, 2-3 zile parcă a stat. A plecat într-o vacanță și și-a rezolvat ce avea de rezolvat. Chiar mă bucur pentru ea. Iar mama lui, doamna Viorica, și familia ei au plecat pe la mănăstiri. Sunt destule mănăstiri, o viață, domnul, poți să le vizitezi pe toate, bineînțeles, dacă vrei, dacă îți dorești așa ceva. Eu nu-mi doresc. Chiar n-aș avea ce face la așa ceva, nu. Dar care vrea, foarte bine, să ducă la mănăstiri, să distreze. Eu mă bucur pentru Delia și Liviu. Chiar am vrut să câștig ei. Nu că i-am zis, nu i-am susținut, nu i-am votat, nu nimica, dar mă bucur pentru ei. Chiar le doresc să rămână împreună mai mult de cele 6 luni, până să ia banii. Că mulți au scris, chiar am citit, că după ce o să primească banii se despargă. Eu nu le doresc asta. Nu le doresc. Chiar nu le doresc asta. Aș vrea să rămână împreună. Că au mai fost cupluri care sunt împreună, cum e Petrica și Ela, cum e Giovanna și Sese, de la sezonul 7 și 8, iar sunt împreună, dar cum spunea Dedi, și timpul rezolvă totul. Voi ați aflat ceva despre Alina și Valentin din sezonul 5, care au și copil, Heracles îl cheamă, au avut botezul. Totul a fost bine, i-am văzut la botez fericiți împreună, după ce a plecat într-o vacanță sau a plecat la ea acasă și nu s-a mai întors. Am văzut că face live-uri doar de la ea, mai apare tatăl ei, mai apar ceilalți, cu programul ei de nutriție, chiar zicea că mama ei și tatăl ei să țin de program, că și-au suplimentele, că și-a tot, chiar a mai vorbit despre asta. Așa că cineva comenta că s-ar fi despărțit, pentru că după botez a plecat singură. Chiar aș vrea să-mi răspundeți dacă cineva știe, eu nu știu, chiar m-am interesat, am căutat, nu, nimeni nu știe nimica. Ea face într-adevăr live-uri. Am văzut că face cu băiețelul, ea împreună cu băiețelul la ea la Moldova, pentru că de acolo e. Și chiar îi dădeam exemplu că sunt împreună și că sunt fericiți. Dar nu poți să știi niciodată ce se întâmplă. O să mai caut, o să mai aflu și o să mai discutăm, bine? Dediș, puțin supărat că nu a câștigat favoriții lui Ștefan și Maria, dar asta e, staff a fost de altă părere, susținătorii tot de altă părere. Eu cred că Maria cu Ștefan n-au câștigat din cauza ei și a mamei lui Ștefan. El a fost foarte, foarte ok. Mie mi-a plăcut de el. Îmi place și acum în continuare. Doar că alegerea nu prea place. Pentru că Maria a văzut-o crizată, tot timpul nervoasă. Ea se purta urât cu el. Cel puțin mai înainte. După aceea, în ultimele 2-3 săptămâni, a fost și ea mai cu minte. I-a mai răspuns câte un lucru, pentru că nu se putea abține chiar la nesfârșit. Dar deocamdată zic că-s fericiți, vom vedea după aceea, așa că Dediș, pentru că au fost prieteni, un fel de prieteni în casă, nu îi place că a câștigat Liviu și Delia, știți de ce? Pentru că el a fost cu Delia, știți că a fost cu Delia, păi da? Cred că se oftică când a rămas cu ea, se oftică, pe el îi trebuia toate, pe ea și pe aia, pe aia și pe aia și pe aia, păi nu se poate așa ceva, chiar fetele au spus. Alege pe cine vei, pe aia sau pe aia, el cu toate. Cineva îl întreabă dacă o să vine la sezonul 10, a spus nu vine la sezonul 10 pentru că are iubită, nu vine, și că acum este undeva într-o vacanță, în altă țară, nu a spus, a zis că nu e în țară, și că n-are rost să mai vină, din moment ce are iubită, ce rost are să mai vină să-și găsească altă fată. Și întrebat fiind ce zice dacă vor rezista împreună cei care s-au căsătorit, cele patru cupluri, a spus că timpul demonstrează totul. Dacă există iubirea în realitate, atunci da, vor rămâne. Și el, chiar mă bucur pentru el că și-a găsit iubită. Dacă e așa cum a descris el femeia care își o dorește, mai puțin deșteaptă. Ca el, știți, vă amintiți? Chiar a spus în prezentarea asta, am auzit, pentru că am urmărit, chiar toate episoadele, tot am urmărit. Dar eu doresc multă fericire cu noua lui iubită. Și acum să vorbim despre ceva foarte haios, nu știu cum să-i spun, Liviu era la Dunăre, la Dubova, la pescuit, dar nu pescuia, stătea într-o piscină și a intrat
să facă și el un live. Și cineva, nu știu ce comenta, de unde are bani și că mama lui îi dă bani și el nu muncește. El a spus că nu e adevărat, dar eu cred că e adevărat, pentru că și în, și în casa mireasa tot asta spunea. Ea a spus mama lui că îl întreține, dar fiecare face ce vrea. Dacă vrea mama lui să muncească pentru el, n-are decât. Și întrebat dacă are iubită, zice, n-am numai iubită, am mai multe. Da. A intrat o fată, a intrat o fată cu el pe live, au vorbit puțin. El în timpul ăsta juca, bineînțeles, și i-a zis de mireasa fetei că a fost căsătorit și că nu mai vrea la mireasa, că și-a găsit-o odată. Cineva îl întreabă dacă mai e de loc de împăcare, a spus că nu se împacă cu nimeni. S-ar împăca doar cu o sticlă de vin, zice, nu cu o sticlă, cu un bidon de vin. Fata aceea se numea Bianca, a întrebat-o cum o cheamă, iar ea zice către el, te-ai dus adunul, zice, nu sunt în Suedia, dar după aceea a spus că e la Dubova, la pescuit, zice, ce ai prins, n-am prins nimica, pentru că ca să șadă la piscină. Chiar am văzut că se simțea bine, era acolo, n-avea el treabă, zicea că a invitat-o pe ea la o petrecere cu mici. Apoi a început să o întrebe ce culoare de sutienare și lucruri din astea. Chiar zicea că de la pește cu prietenii. Și fata i-a mai zis că e... I-a zis niște cuvinte. Eu nu le știu pentru că nu le folosesc. Nu le folosesc și interlop, da, interlop, i-a zis. Că ești un interlop, alt interlop fără fapte. Și el zice, de unde știi că sunt fără fapte? S-a supărat, iar de-a de el a pus râsul acela și s-a supărat. Zice, de ce râzi de mine? Eu te invit și tu râzi de mine. Apoi i-a zis și cuvinte foarte urâte și fata a închis și a plecat. A ieșit. Chiar vorbește, e foarte vulgar băiatul. La început l-am simpatizat, dar chiar e foarte vulgar. Cam atât am avut până acum. Acum o să mai aflu câte ceva interesant. Am să vorbesc despre asta. La revedere și o zi plăcută în continuare.